Absolut incredibil ce face Hermașan din Liga 1. Câștigă și această deplasare în Trivale 1-0. Multe, foarte multe puncte pentru trupa lui Marius Mălderășanu. N-a pierdut niciun meci în ciuda marilor probleme financiare cu care s-a confruntat în acest start de sezon și e clar una dintre revelații alături de Petrolul, pentru că și Petrolul are foarte multe puncte. Discutăm scurt după acest meci FC Argeș și Hermannstadt 0-1, gol marcat de Daniel Paraschiva, al doilea golgeter în acest moment în Liga 1. Invitații mei de la această oră, Mihai Stoica și Cristi Costache. Bună seara! Bună seara! Cum pot fi explicat? Al doilea golgeter la egalitate cu colegul de echipă. Baba, cu două... Nu, cu două, are cinci. Nu, are cinci acum. Una, da, cinci acum. Avea patru înainte, acum... Deci ăsta e golul lui. Da. Ideea e că-s doi de la Sibiu. Doi de la Sibiu, pe podium. Sibiu, în ritmul ăsta, trage la titlu. Sibiu și joacă ceva, nu se poate spune. Adică sunt echipe care au făcut puncte și nu prea știu cum au făcut. Dar Sibiu joacă. Sibiu a jucat deschis și acum. Faptul că în minutul 89 ataca, spune multe. Golul e norocos, ok, golul e norocos. Poți să spui că golul e norocos. Normalul Hagi dă pe șut pe poartă. Da. Asta e prima condiție să fie gol. Da. Aia mai vedem ce se întâmplă. Eroare mare a lui Straton. Mare de tot. I-a fost totuși cam de aproape. Și da, eroare foarte mare a lui Latovic. Și șut cu stângul ăsta, care nu e piciorul lui de... Așa, n-ai voie să iei gol așa. Da, dar nici Latovic nu e normal să nu-l blocheze aici. De ok. Probabil a fost foarte preocupat să-i blocheze piciorul drept, mă gândesc, și atunci nu s-a așteptat. Probabil, nu e Messi ca să... E... Înfrângerea asta trebuie să fie capitală lui Preperiță. Din ce știu, de acum vreo două etape, primarul de acolo tot căuta motivul. Da, două etape, dar acum vreo jumătate de an și bine, chiar mai bine. Bine, tot timpul Preperiță a fost. Da, este pe loc de play-off. Preperiță este pe loc de play-off, adică, și am auzit scandându-se din tribună de demisia. Pe mine, chestiile astea rămâi siderat. Cum să fece Argeș și o echipă care nu-și permite să cumpere jucători? E o echipă care ia jucători liberi, care ia ce a căzut de la alții, clar. Dacă e pe principiu să doar vreo trei echipe cumpără jucători în România. Dacă găsim trei echipe. Craiova, FCSB și parțial Cifrede. O echipă care își propune play-off trebuie să facă investiții. Nu poate să ia jucători refuzați de alții sau jucători liberi și să fie obligatoriu să mergi în play-off. Nu se poate așa ceva. Orice echipă trebuie să facă investiții. Meme, și acolo. Trei locuri a contat teoretic în play-off. Restul are șansă oricine, chiar și fără achiziții. De la noi nu prea se vede play-off-ul. Sunt cam multe... Măcar la nivel teoretic și tot... Băi, la nivel teoretic, da, dar la nivel practic se vede cam... Aveți timp să... În mod normal, acum. Nu se excuze surprizele niciodată. Timpul chiar ne prisosește. Problema e că noi vom juca din 3 în 3 zile și una e să joci în campionat sau în Cupa României și să joci după aia în campionat. Și alta e să joci cu West Ham, deplasare la Londra cu 60.000 de oameni în tribună și să vii după aia să joci acasă cu voluntari. E puțin cam diferit. Aveți năzuință de echipă mare. Și cu 7 milioane cont, adică nu se poate. Păi și cu 7 milioane nici mergi la... Nici se joci la două săptămâni. Ba se poate. Dacă vinzi un jucător cu 7 milioane, se poate și așa și așa. Da, dar pierzi. Ideea este că eu am suficient de multă experiență cu meciuri în cupele europene ca să știu cât de greu este în campionat în momentul în care n-ai un lot echilibrat din toate punctele de vedere. Și nu avem un lot echilibrat din toate punctele de vedere. E foarte complicat să joci cu un 11 în Europa și cu un alt 11 în campionat. Adică... Ce impresie vă face Daniel Paraschiv? Dincolo de faptul că marchează multe goluri, mi se pare că este printre singurii jucători români aflați în fruntea clasamentului golgheterilor. Deci e Companio, Al-Hassan, el, Duganzici, adică nu prea găsești jucător român care să marcheze multe goluri, mai ales după plecarea lui Tănase. Ce impresie? Singurul mi se pare că e de echipă care mai... joacă fotbal, nu cred că este din moment ce a fost la CFR și CFR, nu l-a băgat în seamă, n-a știut că a fost pe acolo. După aia a fost împrumutat la Voluntari unde n-a jucat deloc și a venit anul trecut în Liga a doua, acolo unde dăduse randament la Viitorul Târgu Jiu, că nu mai știu cum se cheamă echipa aia. Singurele două echipe și, în cariera lui de fapt. Na, 23 de ani, e un jucător interesant la ce a arătat în ultima vreme. Doar că țin minte când a intrat Timișoara din divizia CBA, marca Sechei nu mai știu cum, marcase vreo 6 meciuri la rând. Deci nu are nicio relevanță, marchez 5 goluri. Doar că, într-adevăr, a marcat goluri extrem de importante.
Cu noi a marcat un gol care putea să le aducă 3 puncte, am egalat în prelungiri. A marcat împotriva Craiovei un gol foarte, o execuție unde a demonstrat că e jucător inteligent. Acum, cu multă șansă, dar uite că a folosit și piciorul stâng pe care da, nu știam că îl poate folosi. Ți-aș completa un pic apropo de miracolul despre care pomeneai mai devreme, Hermannstadt. Aș vrea să readuc aminte pentru cei care au uitat că în ciuda, sau poate tocmai din cauza dificultăților financiare, Hermannstadt joacă aproape cu aceeași echipă cu care a jucat anul trecut în divizia B. În afară de Pantea, care a revenit la voi și l-au luat pe Butean, da, exact aceeași echipă cu care a reușit promovarea. Deci Minusiliev în ultima perioadă. Exact. Era la ei. Nu, dar și a apărut și cu Muțiu. Și acum, da, bine, nu jucase Opruț care a avut cartonașe. Asta acum, apropo de că da, apropo exista de tentația asta a echipelor, de fapt nu că exista, se spunea, o echipă nu înțelege că dacă promovează trebuie să schimbe jucătorii ca să reziste și să facă treaba. Dar vezi că nu e un model, nu e un tipar. Petrol a schimbat foarte mulți jucători. A adus foarte mulți jucători și a schimbat și sistemul, că da, nu juca anul trecut în sistemul ăsta, joacă cu 3 acum și tot face puncte foarte multe. Adică, păi nu, dar Petrolul se înschide în regula de până acum. Da. Echipele care nu, au schimbat și au adus, nu, au făcut avem treabă. Două exemple, două echipe promovate, una care n-a schimbat nimic, una care a schimbat mulți jucători și amândouă fac puncte. Și Clujul care dar este mai mare, așa, mai mare. Apropo de schimbări, nu fac puncte. Păi, problema e că nu, Clujul a făcut și Clujul, slavă Domnului, m-a adus foarte mult jucători. Ideea e alta. E mult mai mare performanța Hermannstadtului pentru că ei nu joacă pe teren propriu. Petrolul acasă joacă cu suporterii aproape, de... joacă cu un oraș care fierbe pentru și la Sibiu ar fi aia, foarte multă lume. Și la Sibiu ar fi. Asta e o mare enigmă apropo de stadionul ăsta. Uite, cum să-ți explici că de 3-4 ani, de fapt, ei au ridicat vreo două tribune, că mare lucru n-au făcut. Au mers după modelul Târgoviști. Da. Păi e, și acolo unde au zis că îl refac și pe urmă au zis că am fac altul nou. Am discutat de Mădrășanu și merită să-l ascultăm. Victorie, nu pot să-i spun meritată. Normal, atitudinea a fost la nivel înalt și de data asta, dar trebuie să fim sinceri, un rezultat de egalitate era echitabil. O primă repriză proastă, foarte rea și de o parte și de alta. Băieții acuză un pic și starea terenului, gen burete, așa, și le-a fost foarte greu, deja s-au încărcat foarte mult, au apărut și crampele, însă astea nu sunt scuze, am greșit foarte mult la pas, multe mingi greșite pe posesia noastră, i-am văzut pe construcția noastră s-au retras, este clar că le-a fost teamă, am încercat să îi lungim un pic, dar a fost o echipă scurtă. A doua repriză mult mai bună a noastră, am avut progresie, de multe ori am avut și câteva situații bune, dar, repet, când marchezi un gol de maniera în care l-am marcat noi pe o greșeală la Straton, îmi pare rău pentru el, sper să-și revină, este un jucător cu experiență, la portar se văd astfel de greșeli, dar vreau să cred că s-au întors cele două puncte pe care le-am pierdut la FCSB. Pe seama cărei explicații să punem faptul că în prima repriză n-ați avut nicio ocazie? Da, a fost un meci rău. Într-adevăr, adversarul ne-a așteptat, a încercat să direcționeze fundașii noștri central de multe ori și atunci deveneam om pe om în bandă și Butean și Bala și bineînțeles și Para și atunci a fost foarte, foarte greu. Trebuia să schimbăm direcția de joc mai rapid, n-am făcut-o. Repet, am greșit foarte multe mingi în jumatea noastră, asta e o problemă noastră. În primele 3 etape am greșit foarte multe mingi, asta le-am spus jucătorilor și s-a întâmplat și în prima repriză. Însă am scăpat, să spunem așa, cu fața curată, pentru că în momentul în care au recuperat, au jucat foarte mult pe garita în spatele apărătorilor noștri și au avut câteva situații și în prima repriză și puteam primi gol. Dar, repet, a doua repriză a fost mult mai bună, mult mai bună, o dinamică mult mai bună a noastră. I-ați surprins pe adversari, care nu le venea să creadă că au primit gol în minutul 87 după o partidă controlată, din punct de vedere al ocaziilor. Da, după aceea normal că au venit cu mingi aruncate în careu, se poate întâmpla orice. Asta s-a întâmplat și la meciul FCSB și am luat gol în prelungiri. Asta s-a întâmplat și la meciul Craiova și la fel, am scăpat cu fața curată, au pus presiune mare cu astfel de mingi. Pe undeva e normal să riști, mai erau minute de prelungire, au aruncat totul în față și normal au apărut și ocaziile, am fost norocoși, ne iubește Dumnezeu.
V-ați așteptat să acumulați 7 puncte în 3 partide într-o săptămână cu FCSB, Craiova și... Da, am spus înainte de meci, am avut o serie foarte, foarte puternică. Lăsăm la o parte că meciul cu CFR s-a amânat, dar începând cu Botoșan, Voluntari, Faru, FCSB, Craiova și acum FC Argeș, echipă de play-off, normal că nu pot să spun că mă așteptam sau nu mă așteptam. Aveam încredere în echipă, dar într-adevăr sunt niște... Da, l-am ascultat pe Marius Moldărășanu. Din păcate nu mai avem foarte mult timp. O să privim un pic și despre Universitatea Craiova Faru. Până atunci însă, vreau să vă întreb despre o chestiune apărută astăzi. Lucrurile de la FCSB continuă să șocheze zi de zi când te gândești că nu mai există posibilitatea să te șocheze. Și vine Becali asta și spune că a impus sau vrea să impună un jucător. Nu că vrea să impună, că îl ține în lot de atâta timp, fără să joace. Nu, a zis că nu, vrea să-l vadă în Cupa României și nu știu ce, dar... Să-l vadă la joc. Logic. Pe Achim, pentru că a intervenit duhovnicul lui. Achim este din iarnă la noi. Da. Da? N-a jucat deloc. Un minut. Deloc. Da. Ok, a bătut un out, așa. Deci nu a fost impus niciodată. Este era a patra sau a cincea variantă de fundaș dreapta. Da. Pur și simplu, explicația pe care a dat-o azi, eu știam, îmi spusese mai demult, că nici eu n-am înțeles de ce l-a transferat și... Adică încă merge pe pile cu intervenție? Da. E ok. Ce pot eu să spun? Banii lui plătește un jucător până acum degeaba, ca să joace un minut, pentru că a făcut o promisiune unui om pe care îl respectă și pe care îl apreciază și Gigi e altfel de om. Așa că nu pot eu să explic faptele lui. Cristi, cum ți se pare? Da. Dacă e ceva de comentat. Voi aveți, uite, exact ceea ce spuneam un pic mai devreme. Aveți Cupa României, aveți... Sunt variante, adică nu e chiar ieșit în comun să ai un jucător la număr. Eu nu spun că Achim nu merită să joace, că într-adevăr nici n-a apărut cine vorba știe. Ideea de a-l impune datorită la tribuna. Dar nu spune nimeni, Dani, încearcă să înțelegi. Păi este plătit de Gigi, plătești un jucător pentru că a făcut o promisiune altcuiva. Vrea să plătească banii lui și plătești un jucător care nu ne deranjează cu nimic pe noi. Păi da, acum să-l vadă la joc. Da, o să fie în Cupa României, o să jucăm cu afumați în Cupa României. Asta spuneam, are niște ocazii. Poate să-l vadă pe Achim cu afumați în Cupa României. Așa o, okay, așa o problemă mare. Ok, că vrea Gigi să vadă, poate Dica n-ar fi vrut să-l vadă, că îl vede pe alt jucător. Păi poate, dar Dica a venit în vară și l-a găsit pe Achim aici. A venit după ce a început campionatul. L-a găsit pe Achim aici. Trebuie să-l vadă și el, nu? Poate să știe cineva. Și eu aș vrea să-l văd. Că sunt curios dacă poate să joace la nivelul ăsta. Și dacă rupe ăsta odată. E posibil. De unde poți să știi? Știi ce se întâmplă? Există jucători de antrenament, jucători de meciuri. Piovacari nu s-a antrenat deloc. Noiere nu s-a antrenat deloc. Sau se antrenau mult sub nivelul coechipierilor. Intrau, făceau diferența. Marcau, echipa se califica, echipa făcea rezultate. Există jucători care sau nu-ți fac nicio impresie. Sau alții la antrenament sunt senzaționali. Uite, și eu am fost dezamăgit puțin de cum a jucat. Există explicații. Musi, un copil de 18 ani, n-a jucat de foarte mult timp. Se antrenează cu prima echipă. Excepțional se antrenează. Tot timpul primul, la cifre. La meciul cu Sibiu, n-a fost ce ne așteptam de la el. O să vină vremea în care Musi o să facă diferența. Aia e lucru cert. Doar că, exact... Ăsta este exemplul care mi-a venit acum în minte, că sunt jucători care se antrenează foarte bine și nu joacă foarte bine. Sunt jucători care nu se antrenează aproape deloc și joacă foarte bine. Dar ideea că omul are un business pe care și conduce asta. Efectiv oricum, cum dorește. Păi eu n-am zis asta. Păi am comentat asta. N-am spus că Gigi Becali nu e patronul FCSB. Eu am avut o chestie. Nuanța nu e de impunere, e de tolerare a unui jucător. Nuanța e de impunere să-l vadă la joc. Că știam până acum că Becali dorește pe Achim. Dacă l-ai în loc, e normal să-l vezi la joc. Păi cine decide asta? Antrenorul. Păi și antrenorul până acum a decis că nu. Și antrenorul e și el angajat la rândul lui. Okay. Bă, dar văd că sunteți foarte atenți la ce se întâmplă la noi. Bă, dacă CFR-ul l-a luat pe Duganzi și n-a jucat deloc și l-a aruncat pe Duganzi și Duganzi își marchează meci de meci la Rapid, aia nu mai e o problemă. Dacă CFR-ul a avut atâtea și atâtea echipe, au adus jucători pe care Faru a adus jucători pe Keita. A stat o lună,
a fost dat afară, era să ia, să ia, a fost al doilea golgheter, al doilea golgheter al la CFR, când se spune așa, nu sunt materiale, 26 de milioane datorie, jucătorii au restanțe, da, două salarii, jucătorii așteaptă primele. La noi dacă un jucător... este efectiv. Păi nu, a fost o mare, mare, mare problemă că Rață s-a întors la voluntari. Păi n-au mai fost cazuri și la alte echipe? Pot să vă iau fiecare echipă în parte să vă arăt că au fost cazuri la fiecare echipă. Un jucător care nu s-a integrat și a plecat. După trei meciuri? Da. Găsim? Găsim și după mai puțin. Câte meciuri a jucat Keita la Faru, la Viitorul? Câte meciuri a jucat Amari? Ok, a jucat Keita puțin, dar nu știu ca timp cât a stat. O lună. Doar atât? Marius Constantin cât a stat? Mai sincer acum, toți voi adătură. Cât a stat? Cât a stat? Lasă-mă, hai să vă batem câmpii. Cât a stat Herea la Faru? Asta, în vara și a plecat în septembrie, cred. Nu știu acum repede. Eu vorbesc de câteva etape. Asta vorbesc. Câte minute a jucat? Băi, nu, dar... S-a scris, da, s-a scris. Oricum, impactul știrilor de la FCSB este mai mare pentru că e vorba de FCSB. Ca și cum vorbim de, nu știu, Real Madrid și cu... etape, Osasuna sau o echipă, da. Okay. Asta e diferența de expunere în mass media. Dar faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Rață, nu poate fi dat la o parte. Dar nu e de dat la o parte. Păi s-a comentat. Dar e, nu, dar văd, să nu folosesc cuvinte prea, văd specialiști, analiști, habar n-am cum sunt ca noi, așa, care este inadmisibil așa ceva, nu se poate așa ceva. Ba, se poate, că s-a putut peste tot. Cu adică nu se poate. Unul spune că dacă ajungi aduci jucători de play-out, în play-out te duci. Da, asta a fost vorbă mai pe veche, cum se mai veche se spunea, apă bei, apă joci. Nu e chiar așa. Că n-ai de unde să iei, că nu poți să cumperi de la CFR jucători sau de la Universitatea Craiova. Nu poți să cumperi, că nu ți-i vând. Steaua Mare și-a făcut echipa luând jucători de la Dinamo sau de la Victoria sau de la Craiova? Nu! Și a făcut cu Belodedeș de la Moldova Nou, și a făcut cu Berlin la 31 de ani de la Târgu Mureș, care era la retrogradare an de an aproape, și a făcut cu Balin de la Bistrița, St. George Băi și așa mai departe, și a făcut cu Tudorel Stoica de la Galați, care nu exista Galați în fotbalul românesc. Cum? Bombescu, da, cumva a luat jucători de că toată lumea, mamă, dar ce jucători, cum adică să spui că îl iei pe Miculescu și bă, da, iei nu pe Miculescu. Nu, nimeni de Miculescu, că poate de sumă s-a referit. Ba nu, exact așa, a făcut o trecere în revistă cineva și a spus, uite domne, de unde i-au luat și ce vor să facă. E liber să spună orice. E foarte liber, dar vorbește greșit, pentru că cu jucătorii ăștia, cu Rusul de la Mioveni, cu Miculescu de la UTA, așa, echipa asta a intrat în grupele unei competiții europene.